Un filmuleț a apărut pe o rețea de socializare în care se poate vedea un bătrân gemând de durere și solicitând ajutor a inflamat opinia publică și a determinat reacții pro și contra. Conducerea Spitalului de Urgență Roman a convocat în regim de urgență o conferință de presă sâmbătă 7 ianuarie în care și-a prezentat punctul de vedere pentru a lămuri lucrurile prezentate în opinia conducerii cu totul și cu totul distorsionat. M-am uitat pe toată înregistrarea, avem înregistrările de pe hol. Numai că asta, nu-l prindem pe cel care a filmat. Da, adică știți cum trebuie multă discernământ în toate materialele astea care apar. Trebuie studiat întâi, înainte de a da drumul la o știre care să facă înconjurul... Pe Facebook nu studiază nimeni. Se postează. Mă refer la cei care preiau chestia asta. Întâi o preiau și după aia cer punctul de vedere. Știți? Asta mă refer mai mult la colegii dacă de aici. Dacă venea personal, într-adevăr, dacă venea personal, poate că nu. Mâine să protesteze, să ați auzit așa ceva. Cine să protesteze? Cei care au lansat... Pe Facebook. Protesteze și vă spun și eu neoficial, vă doresc să aibă cine să vă îngrijească dacă aveți o urgență la Spitalul Român. Deci nu este normal. Știți care chestia? O să avem niște medici, nu că îi laud eu acum, dar avem niște medici de excepții și doamna doctor este una dintre... Și este un spital municipal. Și este un spital, da, un spital județean. Că dăm exemple de spitale județene în țară unde nu sunt medici urgentiști. Avem 6 medici urgentiști, da? Am avut mașină timp, puteam face foarte multe cu mașina timp. N-a fost scandalul ăsta pe Facebook cu mașina timp, când a luat-o. S-a mobilizat nimeni și n-a mobilizat pentru fața spitalului. Păcate, totuși merităm și noi. Din păcate, televiziunile noastre romașcani întâi au aruncat pe piață chestia asta, au spus tot felul de comentarii înainte de a veni să ia cum ar fi fost și corect și cum ne-am fi așteptat să ia un punct de vedere de la fața locului. Este vorba despre prezentarea unui adevăr distorsionat a unui pacient care s-a prezentat în CPU în data de 6.1.2017. Un pacient cronic purtător de sondă urinară pe care noi îl cunoaștem cu numeroase prezentări în CPU, cu o constipație habituală care vine periodic la noi pentru schimbarea sondei urinare și pentru clisme evacuatorii. În data de 5 s-a prezentat, a fost investigat, i s-au făcut analize, radiografie abdominală simplă ca să fim siguri că nu mergem pe ceea ce știm și că suntem la curent cu toate problemele lui și să evităm existența unei urgențe pe care noi să o trecem cu vederea. A fost investigat, a primit rețetă și a fost dirijat la domiciliu cu ambulanța, care ca de fiecare dată când se prezenta în urgență, respectiv venea cu ambulanța, pleca cu ambulanța. Următoarea zi s-a prezentat din nou în urgență pentru aceeași simptomatologie. Pacientul nu își luase nici de data asta niciun tratament acasă. După ce i s-a schimbat sonda, i s-a făcut un tratament în urgență, s-a făcut solicitare la ambulanța noastră pentru ca pacientul să fie dirijat către domiciliu. A durat până când să vină ambulanța noastră, care era prinsă în alte probleme organizatorice, timp în care pacientul a stat în sala de așteptare și la un moment dat a dispărut, luat fiind de niște persoane necunoscute. Necunoscute nouă, absolut. Dar este un pacient cronic care necesită îngrijiri la domiciliu, nu este un caz social, este un pacient care are locuință, care are o pensie. Într-adevăr, nu știm să avem grijă de bătrânii noștri, asta e o chestie la nivel național, dar o problemă de genul ăsta nu o poate rezolva urgența. A fost o reacție pe Facebook a cuiva care a postat cum acest pacient stătea în sala de așteptare și gemea de durere, de usturime. Informație care a fost preluată de pe Facebook, care a fost preluată la divers în mass media. București, toți au început să sune și trebuie și noi să avem punctul nostru de vedere, pentru că tot ce au apărut comentarii la adresa noastră nu erau cele corecte. Corecte. Și trebuie, de noastră, și trebuie să avem punctul de vedere și cel real. Că între a ne uita pe un filmuleț și a ne dă cu părerea și realitate, există diferență. Bătrânul Nistor se află în evidența medicului de familie Angela Bica de Leon Creangă, care explică dificultatea cazului în sensul că bătrânul nu urmează tratamentul prescris și la domiciliu are o igienă precară care agravează starea de sănătate, sonda pe care o poartă fiind în permanență infectată și dând acele usturimi insuportabile care îl aduc atât de des la spital.
este un bătrânel care are mai multe probleme medicale. Este un bătrân mai dificil. Soția este tot în vârstă și tot bolnavă, iar nu au copii și nu prea se înțeleg cu niciun fel de rude care doresc să îi ajute. Deci problema este că toți cei care au vrut să îi ajute nu prea au fost lăsați să îi ajute. Bătrânul este dus mereu la UPU. El consideră că îi trebuie o singură pastilă care să-l facă tânăr. În rest, consideră că prea multe pastile nu au de ce să ia. Tot de câte ori a fost consultat, i s-a eliberat rețetă, medicamentele le-a cumpărat, dar nu le-a administrat. Dar cu adenomul ăsta de prostată, neglijat urologic, cum spune spitalul, ce se întâmplă? Și cu sonda asta urinară? Da. Sonda urinară trebuie schimbată la 3 săptămâni, 4. El mergând atât de des la spital, făcând apel la 112, până dimineața vine înapoi. A fost schimbată sonda aceea mult mai des decât era necesar. Dar având o igienă precară, acasă, nu știu cum putem rezolva. Oricine vine să-l ajute, nu acceptă ajutor din partea nimănui. Nu s-a încercat instituționalizarea lui? Nu se poate încerca fără voința lui. Ei au casa lor, sunt amândoi bătrânei în casa lor, nu vor să plece de acolo. Nu, ar fi imposibil așa ceva. Dar cine l-a învățat să se adreseze presei? Sunt doi tineri care tot îl duc la spital de câte ori sună la 112, că ăia sună la 112. Și probabil aceia au sistema presa, nu știu, că bătrânul nu. Cum vedeți rezolvată problema, în opinia noastră? Problema nu va fi rezolvată nici cum, pentru că asta e situația. Și de fiecare dată o să iasă circul ăsta? Îl duce, acum am înțeles, mâine la psihiatra, va fi operat sau ce consideră medicii că e necesar de făcut, va fi iar trimis acasă, iarăși aceeași poveste. Pentru că de câte ori ajunge seara în UPU, medicii îl internează. Iar spre miezul nopții seara, spune că nu mai are ce face, cheamă un taxi și vine înapoi acasă. Medicul șef al Centrului de Primire Urgențe, Maria Tălmăcel, a subliniat faptul că la această secție funcționează o singură linie de gardă, total insuficientă pentru numărul foarte ridicat de cazuri prezente. Exact în momentul incidentului, în Centrul de Primire Urgențe, medicul șef de secție a fost chemat de la domiciliu pentru resuscitarea prelungită a unui caz de infarct miocardic pentru un bărbat de 49 de ani adus în șoc hipotermic, situație în care întreg personalul ISU era ocupat cu salvarea acestuia. Primarul interimar Lucian Micu a convocat în cursul zilei de luni, 9 februarie, la sediul Primăriei Roman tot personalul de la Centrul de Primiri Urgențe și conducerea unității sanitare pentru o analiză concretă a situației create și pentru evitarea pe viitor a unor asemenea situații care pun într-o lumină nefavorabilă activitatea unui colectiv sanitar ce se confruntă cu multe probleme, din care cea mai mare este lipsa de personal, ridicarea mașinii Team Smurd, care rezolva multe situații de acest gen.